Procuratura a reținut în raionul Cahul doi bărbați pentru posesia a 8 kg de marihuana destinată vânzării cu valoare estimativă de 300.000 de lei, precum și o armă de foc și muniții. Suspecții au plantat cânepa pe mai multe terenuri din Cahul cu scopul vânzării ei. La domiciliile figuranților s-a găsit și o armă de foc deținută ilegal, 68 de cartușe, plante de cânepă uscate pregătite pentru comercializare, mai multe pungi și saci cu marihuana, în total fiind ridicate aproximativ 8 kg de droguri. Vânzarea acestora ar fi generat un profit ilegal în sumă aproximativă de 300.000 de lei.